tot și lumea asta. Dar principalul vinovat este, zic eu, Traian Băsescu. Mă rog, acolo. Dilemele zilei. Bună seara, dragi telespectatori, bună seara, oameni buni, sunt Eugen Măruță și vă invit să urmăriți emisiunea Chestiunile Zilei, o oră și jumătate de dezbateri în această seară, mai multe teme pe care vi le propun alături de invitații mei, doi la număr, reprezentanții ai partidelor politice din județul Gorj, domnii Ion Ciocea, reprezentantul Partidului Social Democrat, bună seara, domnule primar. Bună seara, vă mulțumesc. Primarul localității Bustuchin și domnul Gheorghe Pecingin, reprezentant al Partidului Național Liberal, bună seara, domnule Pecingin. Bună seara. Bine ați venit la Tele 3, iată o emisiune în care dezbatem multe teme, am pregătit foarte multe teme, avem nu numai teme de interes local, dar și teme câteva din agenda națională, pentru că noi așa ne privesc pe toți, de exemplu știrile care ne anunță că un înalt prelat este pus sub control judiciar, de exemplu pentru luare de mită, ne întrebăm unde se vor opri românii în a lua șpagă și a da, într-adevăr, pentru că cineva a și dat în cazul respectiv. Vorbim însă de ceea ce ne interesează și este la ordinea zilei politică, despre listele de candidați, aproape că sunt gata aceste liste, însă mai e nevoie și de aprobările de la organizațiile centrale. PSD, iată, părea că trece printr-un moment de liniște, dar vin informații de la București, de la centru, cum că ar putea să apară schimbări pe liste. Unul dintre cei vizați este chiar primarul comunei Bustuchin, locul 2 la Camera Deputaților, după Victor Ponta, fostul premier candidat la un nou mandat de deputat. Începem cu domnul Ciocea. Cum primiți aceste informații deocamdată, pe surse directe sau indirecte? Iată informații care pot să arunce din nou PSD într-o stare de neliniște, dezordine sau chiar să facă implozie sau mai mult decât atât explozie. La un moment dat primarii și-au spus cuvântul săptămânile trecute, s-ar putea să vedem din nou primarii nemulțumiți. Ce pot să spun? Că până când lista nu va apărea la Gorj, așa cum se aude, modificată, nemodificată, eu ce trebuie să fac? Decât să fiu liniștit și să aștept cu încredere că în momentul în care un președinte de partid și-a permis să facă un vot democratic și dacă lucrurile s-ar întâmpla altcumva să miște la ele, sau eu personal, Ciocea, care am obținut locul 2 pe care mi l-a dat vorba aceea, oamenii care muncesc și aleargă într-un partid, zic că e o problemă. Dar până atunci, cred că trebuie să fiu corect cu mine, să fiu corect cu cei care conduc pe PSD-ul și să vedem ce se întâmplă la momentul acela. E normal că nu o să stau liniștit, nu o să fiu atât de, până la urmă, atât de cu minte încât să nu răspund la momentul, dacă s-ar întâmpla așa cum spuneți și cum apar zvonurile și informații pe care le avem fiecare. Că și eu vreau să vă spun că v-ați interesat, ați încercat să aflați ce se întâmplă, de ce au fost aruncate viața aceste informații? Până la urmă, nu cred că e o întâmplare în ceea ce... Eu știu, acum, vedeți dumneavoastră, dacă am fi oameni serioși și oameni corecți și nu numai nu vorbesc decât de cei care am candidat și cei care, până la urmă, am câștigat sau am pierdut, trebuie să știm să acceptăm învingerea și alții să ne bucurăm de câștig. Dar numai că noi suntem în România, că, vedeți dumneavoastră, ce poți să spui la un om care a ieșit pe un loc cu 5 sau 6 și se duce și umblă pe la ușile lui domnul Dragnea, în momentul în care a pierdut. Dacă ai fi un om care ești vertical, un om care știi ce vrei, accept înfrângerea și strângi la celălalt. Că se va întâmpla așa cum spuneți dumneavoastră, eu nu pot să le strâng mâna, ci trebuie atunci să reacționez și ăsta atunci la momentul potrivit o să vedeți ceea ce am de spus. Ce va însemna reacția dumneavoastră, răspunsul dumneavoastră, în legătură cu relația cu Partidul Social Democrat? Bun, aici e de văzut. Un răspuns în campanie, o ieșire din partid? Nu ameninț, nu spun că iau o decizie acum, ci decizia o voi lua la momentul potrivit, pentru că cred că așa e normal. Pentru că sunt zvonistica, știți cum este. Este
Vorba aceea, cred că am auzit 100 de variante. E și varianta să se testeze anumite reacții prin informațiile acestea vehiculate în spațiu public? Știți cum este? Cred că, am spus destul, cred că am spus destul și e bine ca și un om care mă respect să rămân aici și nu că am avertizat sau nu că prin ceea ce am spus eu trag un semn de alarmă. Nu, dar trebuie să înțeleagă că fiecare om trebuie să respecte. Și acum, mai mult decât data, dumneavoastră, eu dacă aș fi președinte de partid și aș pleca o colistă de aici și să vină de la centru să-mi facă nea ceea ce vor ei, nu știu cât de bine este pentru președintele partidului, pentru domnul Crăciumaru. Ceea ce nu cred. Atât timp cât și-a permis să facă acest lucru, să facă un vot democratic și n-a venit cu o listă. Vă supuneam frumos la vot, 5-6, domnule, asta e ordinul, asta, așa trebuie să întâmple. Eu zic că e o problemă pentru dumneavoastră. Se putea întâmpla și așa, uitați, aceasta e lista, votați da, așa fel încât să iasă ordinea. Păi e prima dată când, de câte ori s-a făcut alegeri democratice? Că ia câte l-am și pe domnul Bine. Dânsul a fost, am mai fost și prin alte partide. Unde credeți că se face? Eu zic că de data aceasta, cred că de data aceasta... A fost democrație în PSD? Eu zic că a fost, da. Eu zic că a fost pentru că poate și faptul că noi am dorit candidații și am solicitat și, sau domnul Crăciumaru a vrut să fie corect, nu știu. Hai că în cazul dumneavoastră mai înțeleg cu democrația, dar nu prea îmi dau seama cum a funcționat democrația în ceea ce îi privește pe tinerii care au locuri eligibile, relativ eligibile. Domnul Manta și domnul Văcaru. Cam repede au reușit să coaguleze spiritele în PSD și să obțină voturi. Știți cum este, adult, că și toți, doamna nu că sunt om de presă, domnul Virginia, știe, când mergi, când ești într-un partid sau ești într-o formațiune politică, că asta acolo te găsești, acolo crezi că ai găsit oameni care crezi că faci treabă, faci ceva. Mergi într-o campanie și încerci să convingi lumea că tu ești cel mai bun, să încerci lumea să spui, băi, dacă ei n-au făcut, fac eu. Și așa mai departe, probabil că și domnul Văcaru și domnul Manta. Acum, fără supărare, că știți cum este, eu am și la egalitate cu domnul Văcaru și vreau să vă spun că îl respect, îl stimez, pentru că s-a bătut, indiferent cu cine s-a dus, eu știu, la primari și nu a votat pe mine și l-a votat pe dumneavoastră. Mi se pare că este o normalitate să faci o campanie. Era rău când venea și cineva cu pixul îi trecea. A avut ceva. Păi, care a fost statul? Ceva, atu a fost pentru care fața primarilor. Are și dânsul, a fost prefect. Are mare și pe lângă după. În județul acesta, cred că numai cine n-a a votat domnul Florescu Ciprian pe mine, normal că l-a votat, că sunt mult mai prieten, sunt tineri și îl salut, îl respect, nu sunt supărat nici de cum. Chiar azi am băut o cafea cu domnul Florescu. E normal, asta e gândirea. Ce a însemnat ca primarul la Bălănești sau eu știu, care m-a votat pe mine, domnul Văcaru, dacă ar mai ajunge prefect, să zicem, va fi din nou, dacă ajunge partidul la guvernare, să-l pedepsească că a făcut asta. Nu, trebuie să fim oameni normali, să trăim într-o normalitate, pentru că, până la urmă, cel care muncește și care își face o campanie și îl convinge pe un, că asta stă lege, de fapt. Atunci câștigi. Eu așa o văd. De ce, domnule Petingine, avem totuși reacțiile celor care nu sunt pe locuri eligibile, care spun că, până la urmă, n-a fost chiar așa de democratic votul, că s-au ciulit niște urechi și reprezentanții noului val? Dacă vorbesc eu pe filieră Victor Ponta au ocupat principiul acum a fost în PSD și prostă grijă altuia. Adică e o problemă, se întâmplă la toate partidele. E normal când pierzi să simți frustrare. Poate unii ți-au promis că te vor vota, nu te-au votat, au argumentele lor. O să fiu tranșant la domnul Weber, mă așteptam, pentru că am văzut reacția ale primarilor în timpul mandatului. Adică nu de acum. Nu acum la alegeri s-a întâmplat să primească un vot de blam din partea membrilor PSD. Lucrul ăsta, votul de blam, dacă era atent la ce spunea primarul de la Schela și alți primari din PSD, de pe colegiu, pentru că domnul Weber n-a ieșit în față decât cu o lucrare care zice dânsul că a ajutat să fie la Logrești. În rest, n-ați auzit de domnul Weber să fie implicat în treburile județului și în problematica de la Gura, și indiferent că e a PSD sau a județului în general. Așa că să mă ierte Dumnezeu să vorbească Mișu Weber, trebuia să vorbească în Parlament la momentul oportun. Acum e cam târziu să ceri loc în față și la geam, cum vrem noi oltenii. Dar încă o dată, nu e treaba mea să analizez. Ceea ce știu și e clar, în toate partidele există câștigători și învinși, există oameni nemulțumiți. Până la urmă depinde de președinții de partid și de cei care conduc să coaguleze apele și să înceapă să fie pregătiți pentru campanie, indiferent de culoarea politică. Problema este că vorbim de un vot pe liste până la urmă, un vot care
este politic prin excelență, da, da, ordine de pe listă. Te uiți și la, totuși, te uiți și la lista. Generează... Te, vezi pe primii care sunt, că îi știm cu toții și acum nu mai ascundem, care sunt eligibili sau semi-eligibili, deși ar trebui să te uiți până la final, să vezi și supleantul, că atunci îți dai seama de valoarea unei liste, care sunt în față, trebuie să fie oameni care să-ți aducă voturi. E un paradox în politică. Poți să ai... imagine de un CV sfânt, impecabil. Să fii impecabil și să nu aduci voturi. S-au întâmplat cazuri. Și cunosc oameni, a fost domnul Burchel, un profesionist al avocaturii, cabinet mare în București, un om deosebit, vorbea atât de frumos și a rămas uimit, născut la Gorj. A rămas uimit ce număr mic de voturi a putut să ia. Deci politica e cu totul și cu totul altceva, se mănâncă altfel, ca să zic așa. Și vedeți, toată lumea spune pe la televizor e una, dar când mergi în teritoriu și începi să aduni vot cu vot, e altceva. Asta încercam și eu să-i transmit domnului Ciocea, că s-ar putea ca lista asta democratică de la Gorj, cu sau fără ghilimele, când ajunge la București, s-ar putea să, pe principiu că în politică e posibil orice, s-ar putea ca și cei care duc lista să treacă la, să joace la un alt nivel. Vă dați seama că 20 de ani de administrație și politică... Plecând de la principiu că e posibil orice. Eu înțeleg totul și mă aștept la orice, dar eu mai merg și pe premiza că... Și repet, adică domnul, e o democrație aici, o democrație la București. Atenție, spun, domnul Cârciumaru are o mare răspundere și va fi o mare problemă în momentul în care domnul îi spune că peste domnul nu se trece, mai faci și vot democratic, așa cum mă repet, și ca să auzi după două săptămâni când vine lista la București, că Ciocea nu mai e pe listă. Mai mult decât atât. Cred că prin tot ce am făcut, am muncit pentru partid. Doi, prin tot ce am făcut, cred că pot să am și audiență, să am și oameni care să mă voteze. Cred că sunt credibil. Asta nu, că îmi doresc neapărat. Că, până la urmă, sincer, va veni lista, nu voi fi, eu sunt primar și am un loc de muncă, dar e dureros când auzi că de ce să ducă Ciocea pe locul 2 în Parlament să nu meargă Weber sau să nu meargă nu știu care, că nu are servici. Asta nu știu dacă sunt niște lucruri normale și cine a avansat teoria asta, că nu are servici să-l trimite în Parlament? La câte discuții, la câte informații le-am auzit cu toții, că sigur, toți care suntem aici. În fiecare butonăm, repede trecem după un canal 4 special local să vedem mai debitat asta dintre unul. Asta serviciu e relativ, pentru că e întreprinzător, domnul Weber. Eu cred că și alegerile locale, vreau să mai spun și asta, alegerile locale a fost un semn de întrebare pentru mulți care ar trebui să gândească, care doresc ca partidul lui să aibă câte mai multe voturi, să aibă cât mai multe voturi, să aducă cât mai multe mandate, câte mai multe procente. Pentru că, până la urmă, noi ca primar și votul, dacă a fost dat pentru mine, fi sigur că a fost majoritatea primar. Pentru că nici pe mine nu m-a votat toți, trebuie să fim corect, că nu toți te iubesc. Ar zis, spune, bă, Ciocea a luat banii. M-a spus-o. Pe mine nu m-a votat, e normal că nu m-a votat Adi Câmpeanu, nu pot să fiu supra pe el, pentru că el era șeful de campanie al lui domnul Văcaru. Un respect, îl stimez, nu a votat primarul la Lugrești. De ce nu a votat primarul? Că e vecinul meu, pentru că la el vă dați seama cât am făcut eu în comună. Când făceam eu și băgam gaze sau băgam apă, el nu putea, pentru că era la început de mandat. Trebuie să te miști, să știi să alegi, să știi pe unde să deschizi ușii și să te zbați, da? Și normal că acești oameni față de mine a avut așa o chestie de, eu știu, băi, de ce să ajungă iar Ciocea să ajungă deputat? Și știu pe majoritatea, dar vă spun îi respect și am spus-o. Le-am strâns mâna și știți bine când s-a terminat invitația mea care a fost. Am spus și care m-a votat și care nu m-a votat, vreau să dau o cafea, să dau un șpiț. Indiferent că nu voi mai fi pe listă, nu regret, pentru că asta trebuie să facă un om care să-l respecte. Păreți resemnat pe undeva? Nu se resemnat. Sau vă pregătiți? Nu se resemnat, care... pentru că eu îmi dau seama că... Vă vor scoate de pe listă? Nu. Dacă se va face... Aveți un plan B? Dacă se va întâmpla acest lucru, pierde partidul și mi-ar pare rău, pentru că nu pierde. Pentru că, până la urmă, ați văzut, un președinte de partid, el taie, el spune, el se pune pe listă, nu mai este primar, nu mai este, se duce în altă parte. Dar e dureros pentru acești oameni primari care doresc să aibă guvernul lor, să aibă primul ministru, cum zice și președintele României. Și nu întâmplător. Ia uitați-vă, eu vreau să vă spun că de când domnul Călinoiu nu mai e președinte, nu eu, Ciocea, dar luați și întrebați-i pe fiecare. Mai poți să ajungă la București să ducă după un program, să se intereseze? Au mai luat bani? Nu. Așa cât e de rău acest om, cât lumea critică, să spune... Pe domnul Pecingine, să vedem. Nu, dați-mi voi să duc la capăt. E frescă. Pentru mine, care eu am lucrat în administrație și nu, ca să știți, eu m-am descurcat și fără domnul Călinoiu și mă descurc.
Cam atâta experiență. Dar luați-i pe primarii noi să vedeți că atunci când le bătea, când îi bătea ușe, se ducea și ajuta. Deci, nu, și o să vedem, e viitorul, mă bucur, pentru că acum asta este, nu trebuie să stea Gorjul într-un om. Dacă ești pe partea cealaltă, eu știu că este contestat și pare contestat. Dar sunt și lucruri pe care trebuie să le apreciem și să-i dăm cezarul cel al cezarului. Eu văd acum că am 2-3 primari care săracii se duc la București și vin înapoi cum se duc. Au venit și la mine. Și eu miercuri mă duc, în special mă duc pentru 1-2, ne ducem, pentru că știți cum e? Și acolo am pus o hârtie, o aruncă acolo în maldă și dacă nu te duci să stai pe ei și să... Da, domnule, de ce? Domnul Dragnea nu intervine în politica asta de lobby? Domnul Dragnea, PSD susține... N-avem tare, nu ce la miniștri, acum este susține guvernul PSD. Prin Parlament. Dânsul face mai mult politic. Este acolo cu partidul, e altceva. Dar asta am spus-o. De multe ori e normal și acum, haideți să vă spun, îl contești pe Călinoiu. Păi, dar gândiți-vă, dacă Călinoiu când a fost demis, eu așa ar fi făcut, îl luam geanta mână și mă duceam acasă. Partidul era rupt în 1-2-9. Acest om, așa cum a fost lovit, a ținut partidul pe loc. E lucru mare să ai un om care să ia bubunacele, care să le primească și să și muncească. Îmi spun colegii că avem un telefon în direct în acest moment. Rog pe invitatul, domnul Pecinghina, să-și rețină, mă rog, ideea pe care vrea să ne transmită. Bună seara, spune cine sunteți, de unde? Bună seara, sunt Voicu Ion, fost secretar general UNFR. Salut și eu pe domnul Ciocea și pe invitat meu după domnul Pecinghina. Bună seara. Ce să vă zic, toată lumea se bucură că domnul Ciocea a ajuns pe locul 2 pentru că a fost un om care a făcut ceva pentru comuna Bustuchin și eu unul declar deschis că îl voi susține pe domnul Ciocea și mulți cu care am vorbit din fostul UNFR îl va susține. Pentru că a făcut ceva. Și mai încălzesc că sunt și prieten, că eu l-am susținut mult pe primarul de la Bălănești. Atât am avut de spus și ar fi un dezastru pentru PSD dacă l-ar strânge pe domnul Ciocea de pe lista, deoarece este un om competent. Am înțeles punctul nostru de vedere. Vă mulțumim pentru intervenție. Iată. Emisiuni cât mai plăcute. Mulțumim de asemenea, ne dorim și noi telespectatori pe măsură. Încercăm să fim la înălțime. Domnule Pecinghina. Pot să fiu dur, da? Noi nu îl susținem pe domnul Ciocea. Pentru că tot o să fie... Senzația se transformase într-o armonie toată situația. Așteptăm să vedem replica. Știți cum e? Fiecare formațiune politică întâmpină dificultăți la alcătuirea listei. E foarte greu să găsești, să creezi armonie și să găsești soluția perfectă care să te ajute, pentru că așa cum spuneați, e vot pe listă, să te ajute să îți atingi obiectivul. Acum noi o să scăpăm de stresul ăsta, mâine se validează listele la București și la noi listele se validează la București și sunt convins că lista va rămâne așa cum am trimis-o, cum a trimis-o Gorjiu, Târgu Jiu. Să înțeleg că nu se pune problema democrației la PNL. Ba da, s-a pus problema democrației, dar sperăm că va fi validată. De ce? Dacă a fost o decizie, a fost votată, au fost 4 abțineri, deci e democrație și la PNL. Nu au apărut comentarii? Au apărut comentarii, e normal să apară comentarii. Asta spuneam, că e normal să apară comentarii. Sunt oameni care sunt nemulțumiți, poate unii vedeau pe altul mai în față, mai în spate. Așa se întâmplă atunci când intri într-o competiție internă. Și nu cred că există formațiune politică. Vedeți, cele mici, cum e ALDE și Mișcarea Populară, nici n-au dat listele până acum. O să vedem, eu din informațiile pe care am, sunt frământări intense în cele două formațiuni politice și se va lăsa, oricum, cu urmări și e mai bine să ieși din timp ca să ai posibilitatea să reacționezi și să se liniștească apele până la momentul depunerii acestor liste. Pentru că dacă vor rămâne, și sunt convins că la cel două partide mari lucrurile se vor clarifica cât de curând și se va intra în linie dreaptă. Dacă rămân reminiscențe și probleme în campanie electorală, lumea nu o să tragă, nu o să aibă același aplomb, o să fie unii dezamăgiți,
Oricât ar încerca să-i mobilizeze, nu se mai poate și nu o să obțină rezultatul pe care și-l doresc. Cu domnul Tudor Barbu la Senat pe primul loc, primul o să fie loc, mobilizare da. La PNL? Da. Pentru că a fost, încă o dată, și lista așa cum este în formula în care este acum, a suportat o singură modificare cu domnul primar de la Bobaru, de la Sadu, s-a retras, a urcat domnul Vulpe, primarul de la Câlnic. O să trag cu PNL, primarii? Bineînțeles. PNL? Am avut chiar o întâlnire domnul Bobaru, săptămâna de exemplu? Trecută, și domnul Bobaru, toți primarii PNL. Am avut o întâlnire săptămâna trecută cu primarii și lucrurile sunt clare și la noi. Și la noi, sau cel puțin la noi, se pune bază pe primar, pentru că ei sunt, cum spunea și domnul Ciocea, sunt cei care ți-aduc votul. Se pune și bază în sensul că aduc voturi, dar nu vedem un primar pe un loc eligibil la PNL, de exemplu. Deci, vreți să răspund gluma pe care a spus-o domnul Moșu? Nu am ajuns niciunul la 5 mandate ca domnul Ciocea să-l punem pe listă. Era o glumă, nu. Deci au existat discuții, au fost argumente pro... contra, domnul, știe și domnul Bobaru a venit. Bobaru are 3 mandate. Da, mult înainte. Cred că are și 2 de viceprimari, dacă nu mă știu. Da, deci s-au purtat discuții, să știți că nu treci ușor peste o decizie de genul ăsta. S-au purtat discuții, s-au unit și vă spuneam că am făcut, cel puțin noi doi am făcut campanie electorală. Te duci și plimbi pe cei de pe listă, îi plimbi prin comune. Păi cetățenii nu-i prea cunosc, indiferent că o să fie mediatizați, că la ora asta poate sparg lemne sau eu știu, au o problemă. Primarul îi recomandă, aleșii tăi locali îi recomandă acolo. Ei își dau girul și spun, băi, votează-l pe ăsta pentru că vrei șanțul să-l termin. Canalizarea sau... Deci cam așa se procedează în campaniile electorale. După aceea să vii să spui, să-ți arogi, cum să spun, să spui, domne, nu primar, eu am ajuns că eu sunt... Nu. Primarii au un rol important și aleșii locali, în general, și consilierii. Deci au un rol important, pentru că ei sunt purtători de mesaj și care merg direct la om. E foarte greu să faci o campanie de unul singur să n-ai susținerea acestor oameni. Mai avem 2 minute până la pauza de publicitate. Domnule Ciocea, cine va săpat până la urmă în perioada aceasta? Nu, eu nu cred că deși va săpat. Deși intrăm în iarnă, nu mai poate săpături. Nu, eu cred că e zonistică, sunt vorbim chiar așa, citeam pe un articol, mi-a dus... Păi nu, spuneați, domnule, locul 5, locul 6, tot dumneavoastră a spus mai înainte. Deci toate informațiile și toate zonistică asta, e normal că acei oameni care nu au ajuns și doresc, nemulțumiți, e normal că ei se duce de sapă sau... Haideți că să vorbim, că vorbeam de Mișu Weber, da? El a fost deputat, bun. Și l-am împiedicat ca să nu aibă locul 2 la alegeri. Până la urmă, cine te aleg? Te aleg activul tău care ai muncit. Nu? 106 oameni. Domnul Weber a insinuat că s-a produs votul acolo cam ca la LPF, știți, auziți? Când venea domnul Condescu cu 120 auziți? De voturi. El seara m-a sunat pe mine, m-a sunat și a zis că recunoaște învingerea, mă felicită și vrea să rămânem prieteni în continuare, pentru că noi am avut, știți bine că eu am fost atât de deschis și sunt și voi rămâne, că asta este. Am avut, când am participat pentru președinte la Asociația Județeană de Vânătoare, eu am fost membru și de multe ori m-a deranjat și nu-mi plăcea cum, până la urmă, cum erau tratați acești oameni care dau banii, vânătorii. Adică, doamne, se duceau la vânătoare dacă vrea panicul de vânătoare, dacă el avea chef să ducă în sâmbătă aia sau în duminică aia, bieții oameni plăteau o taxă. Și atunci, stând 8 ani în Consiliul ăsta director, am văzut treaba așa, domnule, zi la viitoare alegeri voi candida ca să le dăm acestor oameni ceea ce le lipsește. Adică, noi care suntem la asociație, suntem angajați și care conducem aici, noi suntem datorită acestor oameni care plătesc câte 11 milioane pe lună, da? Și venind aici, m-am hotărât ca să reducem acei 0,12% pentru fiecare zi întârziere, că oamenii nu plăteau. În octombrie, noiembrie, când venea sezonul de vânătoare și le lua 3 milioane în plus. Să înțeleg că aștepta și voturi de la vânători acum. Păi, vânători, dacă m-au votat aici, și aceea a fost o surpriză, că toți vreau pe cineva, știți, tot ca la demultori și la partii, știți. Trebuie să luăm o pauză de publicitate, ne revedem în câteva minute. Corpurile de iluminat nu mai sunt doar o necesitate, au devenit parte din decorațiunile interioare. De aceea, Casa Luminii din Târgu Jiu vine cu o ofertă de iluminat pentru orice tip de interioare, moderne sau clasice, adaptate oricăror pretenții ambientului și bugetului dumneavoastră. Lustre de cristal sau cu LED-uri, candelabre, veioze, aplice, plafoniere, produse pentru camere de copii sau pentru exterior. Calitate garantată la produsele Orion Austria.
Casa Luminii oferă soluții la aproape orice problemă de iluminat, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale, hoteluri sau hale industriale. Casa Luminii, în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Lumina din casa dumneavoastră. Mari reduceri la toată gama de motoferăstraie, discounturi cuprinse între 200 și 550 de lei la motoferăstraiele Husqvarna 236, 550 XP și 562 XP. Cadouri la anumite tipuri de motoferăstraie, două lanțuri Oregon sau o șină de ghidaj și două lanțuri Oregon. A început toamna cadourilor la șinele de ghidaj și lanțurile Oregon. La orice șină de ghidaj Oregon cumpărată, primiți cadou un litru de ulei pentru ungere, iar la orice lanț Oregon cumpărat, primiți cadou o pilă rotundă Oregon. Oferte de nerefuzat și pentru frezele de zăpadă Husqvarna, reduceri cuprinse între 300 și 600 de lei. Caută oferta completă în magazinele Husqvarna din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Motru, Turceni și Padeș. Raico, dealer autorizat Husqvarna, Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112, telefon 0253-210736. E al naiba de greu să fim cei mai buni. Renunță la pâinea cu amelioratori. Alege o pâine sănătoasă, făcută după rețete clasice, doar cu făină, drojdie, apă și sare. Gustul pâinii de altădată, regăsit acum în produsele Profipan. Pâine albă, semi-albă, neagră, pâine pentru diabetici, dar și pâine de secară. La comandă, produse speciale și împletituri pentru diverse evenimente. Încercați și produsele liniei de patiserie sau cozonacul tradițional aromat și bine crescut. Pentru comenzi și distribuție, căutați fabrica Profipan din Motru, în Surăței, numărul 36, distribuitor pentru județele Gorj, Mehedinți și Dolj. Telefon 0253 412 080 sau 0740 140 937. Profipan, pâine ca odinioară. Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare, camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. SCPT&DS Impec SRL, un partener de încredere în comercializarea produselor din domeniul electric. Vină în piața centrală la etaj și vei găsi o gamă variată de corpuri de iluminat interior și exterior, surse de lumină și accesorii, aparataj electric, cabluri și conductori electrici, profile PVC pentru construcții și telecomunicații. Societatea execută lucrări de cablare, montare, lămpi stradale sau sisteme de iluminat industriale cu specialiști autorizați ANRE. Prețuri avantajoase la cabluri, oferte promoționale la cantități mai mari. PT&DS Impec SRL execută și mobilier din palme laminat. SCPT&DS Impec SRL în Târgu Jiu, piața centrală, la etaj, telefon 0253-211-321. Suntem în direct la emisiunea, iată, pe care am început-o în această seară cu toții, o emisiune în care dorim să îi aducem pe toți la o dezbatere, pe toți cei interesați de interesul public, pentru că acesta este elementul care ar trebui să ne ghideze pe toți în viața de zi cu zi și mai ales pe cei care ne reprezintă în Parlament, la primării, în consiliile locale, în consiliile județene, dincolo de toate dorințele și aspirațiile personale, interesul
general, interesul cetățenului ar trebui să fie, să primeze, ar trebui să fie în prim plan, indiferent de cât de mari ar fi tentațiile, apropo de preotul acela, arhiepiscopul Tomisului, care, iată, este sub control judiciar pentru luare de mită. Sună și telefoane, avem și mesaje, stăm de vorbă în această seară cu domnii Ion Ciocea, primarul comunei Busuchin, și domnul Gheorghe Pecingin, reprezentantul Partidului Național Liberal. Mai avem un telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Vă salut pe domnul Ciocea și pe domnul Pecingin. Spuneți-ne cum vă numiți și de unde sunteți. Sunt doi colegi al lui Ciocea, de la Săcelu. Un coleg de al domnului primar de la Săcelu, cum vă numiți? Cum? Și Surdoiu. Domnul Surdoiu. Salut, Costic. Ce mesaj aveți pentru emisiunea noastră? Suntem indiferenți la emisiunea noastră, foarte bine articuluită, și invitați dumneavoastră la fel. Vreau să vă spun despre domnul Ciocea. De mult așteptam ca să ocupe un loc eligibil și să ne reprezinte județul nostru, pentru că toată Gorjul, toată lumea știe ce a făcut domnul Ciocea pentru Busuchin și ce fel de om este. Eu vă spun că din liceu, diriginta tot timpul se uita că îi scoate ochii cu degetele, că era foarte prezent, foarte activ. Așa e și în viața zi cu zi. Eu urez succes, mult succes, și să dea Dumnezeu să avem acolo unde ne e locului. De unde nu ne-a văzut Costică de la spital, pare, să nu mai știu acum câțiva. Da. De pe Costică, mulțumesc. Doamne ajută și noi te susținem. Vă mulțumesc. O seară bună, iată, sănătate multă. Iată un nou telespectator. Oamenii, iată, sunt pe alături de cei care sunt implicați în campania electorală. Până la urmă, care ar fi resorturile care îi mână pe cetățeni să voteze unul sau altul dintre candidați, pentru că, iată, revenind la votul pe liste, după o experiență neplăcută, a spus toată lumea, 90% sunt de acord că a fost o experiență neplăcută, s-a dublat numărul de parlamentari, un eșec aproape, votul acesta care ar fi trebuit, în teorie, cel puțin să aducă elite în Parlament. Acum selecția revine din nou partidelor, însă, iată, apar probleme, din nou cei cu bani au locuri eligibile? Ne întoarcem la principiul acesta? Nu cred că cei cu bani au locuri eligibile, nu. Eu cred că locurile eligibile ți le dă încă o dată. Poate cei de pe listă nu par în anumite domenii, nu știu, actorii de la teatru, oamenii de cultură, poate nu li se par oameni deosebiți. Sunt oameni pe listele, sunt oameni care ți aduc voturi. Sunt oameni care au un plus politic. Sunt oameni care se pricep să facă politică. Și, așa cum bine ați intuit, partidele trebuie să ducă în Parlament, să încerce să ducă în Parlament oameni care să facă legi. Ca primarii sau cei care aplică, judecătorii, nu? Legile, sau se confruntă cu legile în fiecare zi, să le aibă clare, precise, nu ambigui, nu cu portițe, nu care să le creeze probleme și să ne legi pentru legi. Grupuri? Legi pentru grupuri, nu. Nu pentru grupuri, legi pentru cetățeni. Pentru că e foarte greu, pentru oamenii, s-a văzut în ultimii ani. E greu. Și avem exemplu legii energiei. Legea energiei e puțin spus. Sunt alte legi care au trecut și poate noi n-am fost atenți. Noi suntem atenți la legea energiei pentru că ne privește și suntem aici în mod direct legați de ce se întâmplă. Da? De ce se va întâmpla și mâine în Parlament. Avem un nou telefon, îi spunem... Iată, s-a pierdut legătura, așteptăm pe telespectatori să ne contacteze din nou. Într-adevăr, legea energie negativă, legea energie mâine intră, cel puțin așa avem informația că intră în plen, la 12 la dezbatere se va vota, și la vot. Vot final, la 12:30 voi fi și eu acolo în Parlament, pentru că se va vota mâine. Domnule Ciocea, de ce credeți că vă meritați locul pe listă și practic e un loc care vă trimite direct în Parlament și de ce nu renunțați? Da, în primul rând am spus-o și o repet. Alegerile locale ați văzut și dumneavoastră, știm cu toții, e când că s-a mișcat puțin el, parcă n-a mai mers așa la Indigo ca anii ca mandatele trecute. Lumea se mai uită și după om care este pus pe listă, ceea ce discutam și la Parlament. Și aici tot așa eu văd, pentru că dacă nu este un om apreciat, nu este un om
care acum oamenii știți cum e, noi ne-am primarii ne-am dus cu ei de mână, am spus sunt cei mai buni, votații că îi luăm noi și îi girăm noi. Iată că și noi nu mai putem ca primar pentru că deja ne-a dat o obrază pe numai, a venit un mandat, două, trei și ne-a spus că ei sunt cei mai buni. Noi ascultăm de dumneavoastră că dumneavoastră sunteți cei care ne faceți și ne aduceți bunăstarea ca așa care ne-o promite și la dumneavoastră încă mai avem încredere. Ei, avem nevoie și de o lege a răspunderii, să știți. Dar avem dacă nevoie tot de legi, avem nevoie de, aveți de planuri multe pentru legi, Parlament. Avem nevoie de multe legi și vreau să vă spun că... V-aș întreba pentru că a revenit telespectatorul, dacă este același. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. În primul rând aș vrea să vă felicit pe dumneavoastră, domnule moderator. Succes și să moșteniți emisiunile frumoase care le-a avut colega dumneavoastră, doamna Irina. Mulțumesc. N-aș uita și invitații dumneavoastră. Bună seara, salut cu respect pe domnul avocat, pe domnul primar Ciocea. În primul rând aș începe cu laudele frumoase cum vă numiți și de unde sunteți? Din Gorj, lucrez la complex și dacă pot să păstrez anonimatul ar fi mai bine. O să ne vedem. Mai ales că o să fiu, dacă o să iese listele astea complete, și colegi de campanie, partide diferite cu domnul Ciocea, dacă nu cumva lupii bătrâni, haita bătrână și bolnavă o scoate din pe liste. Un om așa cu capul pe umeri, un om cu multă responsabilitate, un om care a știut părerile și durerile oamenilor, nu numai a comunii Bustuchin, dacă dânsul mai ține minte când a lucrat și pe la Rostramă, din câte știu a fost acolo, da, a fost și prima că știu foarte... bine pe domnul primar, nu numai ca primar, și ca om. Așa? Îi doresc succes. Asta încep și să nu închei lista cu alte astea. Și sper să nu facă greșeala PSD-ul să-l scoată din listele electorale pe domnul primar Ciocea. De la ce partid sunteți, ca să avem încheierea? Un mic partid așa, fără PSD. O să iese în rampă exact ca USR-ul. Partidele mici cu oameni tineri și cu forță proaspătă pentru județul Gorj și pentru oamenii în municipiul Târgu Jiu. Ce și-ar dori gorjenii de la parlamentari? Ce și-ar dori gorjenii? Nu numai gorjenii, ce mi-aș dori și eu. În primul rând, cum a zis și domnul avocat pe cinci. Cu toate că și-a dat seama târziu că a intrat în acel partid, dar niciodată se spune că nu-i târziu. Am văzut și criticile de pe legea energiei de săptămâna trecută. În mare parte nu sunt vinovați PNL-uri. Atâta timp cât haita bătrână a României, în care au condus destinele acestei țări, nu numai acestei județ, 26 de ani de zile, n-au făcut nimic. Și ăsta a fost sloganul lor în campanie. Să salveze și Andramaua și au salvat-o. De s-a dus naiba de tot. Am văzut pe rețelele astea de socializare acel mesaj frumos de la unii din colegii domnului Pecingina. Nu aș vrea să îl laud. Dar ce-i frumos, îi place și lui Dumnezeu. Să schimbi tu moțiunea simplă pe ordinea de zi ca să poți să dai un ministru de justiție jos când l-a văzut că s-a adunat parlamentarii pentru forum în care era propusă reconversia și legea energiei, văzând că e atâta lume în sală, atâta parlamentari, care cu chiucul vai aduni pentru ceva și pentru binele țării, vii tu și schimbi pe ordinea de zi, nu o să fie alea care s-au propus și se erau planificate conform graficului, bagi mie pentru moțiunea simplă să bagi moțiune de cenzură, sau cum îi spune la astea cu ministrul justiției. Și de-aia s-au și supărat cei de la PNL și au ieșit afară. Și atunci nu s-a mai făcut volumul pentru trecerea legii în energie. Eu cred și cred, am o teamă, o nădejde, nu știu cum să spun, că acei parlamentari care nu vor vota, o să aibă o frică așa la Dumnezeu. Fiindcă nu poți să lași prâiele județului Gorj fără să faci ceva, măcar atâta lucru a mai rămas pe județul Gorj. Dărâmând Gorj, dărâmând energia, dărâmând mineritul. Uitați-vă din asta, domnul Măruță, domnul Pecinger, domnul primar. Cariera Roșia, dacă nu mai funcționează depozitul și ăsta, nu mai e nimic să asigure siguranța națională cu cărbunele la nivel de țară. Cariera Roșia făcea mult. Cariera Roșia depinde de strămutări. Cariera Roșia depindea de depozitul ăla. De Cariera Roșia depindea și economia și resursele orașului Rovinari. O să vedeți orașul Rovinari din 2016-2017 cum o să vaite de bugetul local, că nu mai au buget. Avea de bine de rău, avea.
Putea să lase acum, nu știu, acum, domnul Păcingină, domnul primar, dumneavoastră, presa, ați putea să faceți la, la mediu și la astea o hârtie? S-au apucat de depozit. Dă-i, domnule, cezarului și al cezarului, lasă să asigure depozitul ăla, să poată să funcționeze până termină. De apucat, s-a apucat. Nu mai e cale de întoarcere. 2 ani de zile cât are constructorul să facă, lasă-l pe un șir să poată să asigure siguranța națională. Vedeți cât de greu merge. Și depinde de, de, de sistemul ăsta de cărbune, merge hidro, nu merge. Merge oliana, nu merge. Merge, merge foto, nu merge. Merge celelalte resurse, nu merge. Cărbunele a fost întotdeauna o piesă importantă. Și mă uit pe, pe rețele, pe Transelectrica, pe cât de bine merge pe cărbune. 2.200-2.500 MW pe oră. Închipuiți-vă ce înseamnă pentru compania, pentru compania complex energetic, nu am emoții așa, ce înseamnă acei 2.200 MW pe oră. Acum cât este cerință și asta, ne merge și nouă bine. O să avem, mă gândesc, și la noi la LCO, mergând în continuu, să avem bază materială, să avem echipament, să avem tot ce ne trebuie nou și ce ne doare acolo pentru utilaje de excavare și aldat. Să aveți și managerii până una alta. Eu mă bucur, mă bucur dacă se aude exact, urmăresc foarte mult asta, presa pe internet și astea, revenirea domnului Ciubotărică. Domnul Ciubotărică n-a fost rău. N-a, nu, pe, pe perioada domnului Ciubotărică nu ne-a fost atât de greu cum a fost pe perioada ex-manager. Nu știu, dacă în ultima clipă, și mă rog de domnul avocat, să se mai roage de colegii dânsului din Parlament. Voi fi acolo, de domnul Ciocea, să se roage la fel de colegii dânsului din Parlament. Să facă în așa fel ca mâine, deci mâine nu mai am tată, nu mai am mamă, nu mai am copii, am televizorul și internetul deschis cu ochii ca butelia pe legea energiei. Închipuiți-vă că nu numai soarta noastră a salariaților, soarta familiei, soarta familiei mele, că provin și dintr-un centru de deplasament. Depinde de acest complex. Și sunt mulți ca mine, alții care asta. Că după aia ne le rezolvăm noi restul pe toate ușor, ușor, de bine, de rău, ne merge mult mai bine acum. Ni s-au așezat și nouă doleanțele care le-am avut până acum. Dar dacă asta clachează și mâine, aici pot să înțeleg că e făcătura președintelui care n-a vrut de la bun început să, să promulge această lege, că n-are nicio modificare. E aceeași... Ba da, are o modificare la articolul 28, a fost, așa cum a fost trimis de către președinte, a fost în comisiile, în comisia de la, de la Camera, a fost adoptată în unanimitate acea modificare propusă de președinte. Vreau să vă spun că mâine voi fi și eu acolo, am înțeles din discuțiile cu cei care vor veni, reprezentanții de la toate sindicatele și federațiile care semnătare ale contractului, vor fi 40 de mineri acolo și energeticieni. Voi fi și eu, tocmai pentru a nu mai exista astfel de inadvertențe, am luat legătura cu colegii mei. Au plecat, din Parlament. Au plecat și mă bucur pentru ei că au făcut front comun, fie că e de la PNM, fie că e de la ZMO, de data asta, nota 10, jos pălăria pentru ei. Așa pentru trebuie. Că în al nouălea aceea se gândește și la noi. Dar asta e, dacă dispare acest colos energetic din județul Gorj, putem să ștergem acele embleme în intrarea în Rovinari, acel Gorj pe harta României, că nu mai avem nimic, o să fi mai rău ca Petroșan. Atât am vrut să vă spun. Vă doresc succes în continuare, domnul Măruță. Mă bucur că acceptați în noua grilă telefoane și să dea Dumnezeu să fie la cât mai multe emisiuni și frumoase. O seară bună și Doamne ajută mâine la legea energiei. Rămâneți în continuare să ne urmăriți. Ne îndreptăm încet încet către pauză. Domnule Ciocea, am vorbit despre situația în care rămâneți și candidați. Să vorbim despre situația în care sunteți scoși de pe listă. Am spus-o și repet, în situația în care sunt scos de pe listă, voi avea reacții la momentul potrivit. Să vorbesc ce aș face dacă n-aș fi scos de pe listă. Ia cât ați văzut, domnul care a intrat cu noi în direct, că este un cetățean, este un salariat simplu și vorba aceea, îi tremură vocea, că a ta sentiment vorbește și asta trebuie să întregem toții, că ajuns în Parlament și dacă voi ajunge în Parlament, că am auzit că sunt mulți analiști, sunt mulți oameni, ce se facă Ciocea dacă duce în Parlament, ce știe de economie, ce... Nu, domnule, în Parlament cred că rolul unui parlamentar este să meargă
în toate, la acolo unde trebuie, de exemplu, cu învățământul, ia cât avem deja învățământul care arată lacune, care vă spuneam în pauză, despre acel copil care trebuie să facă școală la domiciliu, prin lege, acești parlamentari i-au dat 6 ore pe săptămână, unde să fie profesorul plătit să meargă la casă. Dar ce ore i-a dat? 2 ore pe săptămână de limba română, 2 ore i-a dat de limbi străini și 2 de specialitate. Deci nu are matematică, nu are fizică, nu are biologie, adică anumite materii pe care le dă la BAC. Fetița era în clasa nouă, a venit un părinte la mine astăzi și vedea că nu sunt de specialitate, nu sunt în cadrul didactic, dar atunci când vrei să afli și când te implici, lucrurile le poți afla și trebuie să participi la rezolvarea lor. Ei, gândiți-vă, acei oameni care au făcut această lege, au avut oare minte când acel copil va termina liceul, va da un examen sigur la matematică, îl va da. Da? Are alegere fizică, biologie, asta eu știu. Cum să nu bagi asemenea ore să-i dai dreptul copilului să-și, să aibă dreptul la învățământ? Sigur, și dacă... multe altele. Dacă ne gândim la cum au arătat testele pentru examinarea directorilor, viitorilor directori, atunci ne întrebăm dacă mulți sunt pe locurile pe care le merită. Îl salutăm în acest moment pe primarul localității Slivilești, domnul Sorin Bucurescu. Bună seara, domnule primar! Bună seara dumneavoastră, bună seara invitaților dumneavoastră și tuturor telespectatorilor. Știți care este, vă salutăm și noi, știți care este tema emisiunii, discuții pe marginea listei de la Partidul Social Democrat, pentru că aici se dă bătălia, informația din ultimele zile spune că s-ar putea să se modifice această listă în sensul eliminării unora dintre candidați, cel vizat și a fost doar un singur nume, de pe locurile elegibile, domnul Ion Ciocea. Ce reacție aveți la o variantă de genul acesta? În acest moment vreau să spun că nu mă surprinde absolut nimic, pentru că dacă derulăm un pic timpul înapoi, trebuie să recunoaștem că domnul Ciocea nu a fost om iubit din partea șefilor PSD pentru a candida pentru această funcție, deși din punctul meu de vedere consider că o merita pe deplin. Dar, să spunem adevărul, încă o dată repet, nu a fost dit și nu a fost dorit pentru această funcție. Domnul primar Ciocea știe bine că eu am fost printre primii care l-am susținut și împreună cu o altă persoană din zona de sud a județului Gorj, care, așa cum spunea și invitatul dumneavoastră, domnul Pecingină, am spus și spun în continuare, precizez cum spunea dânsul, aici, la aceste alegeri, contează cel care aduce voturi. Și voturile sunt cele mai importante. Să nu uităm că fiecare, cel care ajunge în acea funcție, ajunge datorită voturilor și implicit datorită cetățenilor din acest județ care merg la vot și acordă votul persoanei respective. Vreau să le punem acordă indirect votul persoanei pentru că e un vot pe liste de data sigur aceasta. Sigur că da. Vreau să le puneți celor doi invitați, în special domnului Pecingină, cu votul meu, cu al dumneavoastră, fără votul meu, fără al dumneavoastră, județul Gorj va avea 5 deputați. Să-l întrebăm pe domnul Gigi, pentru că se pricepe cât anumite calcule, este un bun specialist din punctul meu de vedere, cei care... Are și experiență la câte partide are la timp. Vă mulțumesc, domnul Măruță. Aș dori să-l întreb pe sensul. Pentru că un lucru extrem de important, dacă nu ne punem oamenii capabili și competenți, să nu ne punem oamenii care aduc voturi, fiecare dintre cele două partide riscă au acest moment la alegerile de pe 11 decembrie un risc enorm de mare. Pentru că PSD-ul poate câștige 2 sau 3, PNL-ul poate să ia 1 sau 2. Cel de-al 5-lea, nu știu, să mi spună maestru Gigi, de la ce partid poate să fie... De la orice partid. Poate de la UDMR, că tot e la modă astăzi, poate de la UDMR. De la un partid parlamentar. Ciocea, da. Nu știu, Gigi, dar trebuie făcute niște calcule. Corect. Și analizat foarte serios acest aspect. Da. Pentru se că, așa cum spunea și dumneavoastră, Așa cum spunea și dumneavoastră, așa cum spunea și
spectatorul care a intrat înaintea dumneavoastră contează foarte mult de persoanele care vor merge în fruntea țării, contează foarte mult de județul unde va ajunge acest județ. Pentru că dacă stăm și ne uităm, oamenii sunt disperați. Intră în emisiune și spun ce facem cu locurile de muncă, ce facem cu agricultura, ce facem cu subvenția, ce facem cu tot ce ne-a mai rămas în acest județ. Părerea mea o știți, ca să nu fiu foarte lung, părerea mea o știți, domnul Ciocea o știe bine, în acest moment nu mă interesează partidul, fie el PSD, PNL sau altul, mă interesează un om din zona aceasta care să ne reprezinte atât pe noi administrația publică locală, cât și mineritul, pentru că vrând nevrând CEU-ul predomină și datorită mineritului județul ăsta mai merge cât de cât într-o direcție bună, să spunem așa, nemai existând mineritul s-a șters totul și atunci eu unul personal aștept să văd oamenii care vor fi pe listă, indiferent de la ce partid, și pe cel care voi putea să-l ajut în condițiile în care și el, la rândul lui, va putea cu adevărat să ajute județul din toate punctele de vedere. Începând cu proiecte pentru administrația publică locală, începând cu legea energiei și crearea sau menținerea locurilor de muncă în minerit și, nu în ultimul rând, alocarea de subvenții pentru agricultori. Pentru că, să nu uităm un lucru extrem de important, cei care au mai rămas în aceste sate, în aceste localități, în aceste cătune, sunt o mică parte și, în special, tineri foarte puțini. Ori dacă nici acești, nici această categorie, fiind un număr foarte mic, nu va fi ajutat din partea autorităților statului, măcar acum, în al 12-lea ceas, dacă nu vor primi subvenții pentru creșterea animalelor, pentru utilaj agricol și așa mai departe, vom rămâne de nevotat, o să ne votăm noi pe noi. Eu și mă votez pe mine. O să rămân singur primar în localitate. Fără deputat, fără senator, fără absolut nimic altceva. Într-adevăr, s-ar putea ca în felul acesta să se desfășoare deja votul în anumite zone. Mulți au plecat, activul de partid, deci cam spune cuvântul. Spuneați că veți susține orice candidat, indiferent de culoarea politică, atunci cum mai rămâne cu disciplina de partid și cu decizia politică? Vă referiți la mine, la disciplina de partid? La dumneavoastră, da. Domnul Măruță, vă văd om serios și pe dumneavoastră și invitații dumneavoastră. Adică ce? Nu înțeleg ce de disciplină de partid. Dacă partidul zice, domne, ești în PSD, susții candidații PSD, dumneavoastră nu spuneți, le susțin pe cel de la PNL domnul sau PMP Măruță, sau UDMR. Domnul Măruță, suntem 12, domnul primar, ce are 20, am și eu peste 12 ani de administrație. Deci, adică, ce fel de disciplină de partid când eu nu am fost luat în seamă în partidul ăsta, eu sunt bun doar de adus voturi. Dar să nu uităm că de data aceasta voturile se vor aduce în luna decembrie, iar oamenii la țară sunt supărați și necăjiți că nu au lumină, că nu au căldură, că nu au curent electric, datorită lipsei fondurilor din localități, iluminat public, datorită faptului că sunt foarte obosiți și foarte stresați. Deci votul din acest an va fi un vot cu adevărat destul de complicat. Am înțeles, domnule primar, vă mulțumim pentru intervenție. Dacă îmi permiteți, am primit și un mesaj, probabil l-am pus să intre la dumneavoastră și mă roagă și insistă să-l citesc. Acum, chiar dacă o seară bună în continuare, să-l citesc, pentru că se insistă, probabil are numărul. Și luăm o pauză. Ciocea a venit de la Talpă și a ținut pe umerii lui toți strântorii inactive ai PSD. Păi când o să-i se ofere prilejul să urce? Cât să mai care leșurile în spate? Și insista să-l citesc, probabil nu putea cu probabil care și mulți păstrăm mesajele pentru ultima parte a acestei emisiuni. Luăm încă o pauză de publicitate și revenim, așa cum am spus, cu ultima parte a emisiunii.
Ați văzut emisiunea aseară? Eu n-am văzut. Ia povestiți. E incredibil câte animale mor că aruncăm peturi la întâmplare. Dar n-ai văzut și cu hârtia? Adică, pe bune, frate, câți copaci am putea să luăm de la tăiere? Gata, de acum colectăm separat. Hei, care-i treaba? Vorbeam de gunoi aruncat la întâmplare. Eu nu știu ce efect dezastru astea au. Dar de azi m-am atitudine. Uite! Nu știai acum e cool să colectezi separat. Vrei să atragi toate privirile și să fii mereu admirată? Alege salon Nina Alex și vei fi mulțumită de felul în care vei arăta. Coafură, manicură, pedicură și cosmetică la prețuri accesibile. Pentru noi este important să pleci cu zâmbetul pe buze din salonul nostru de înfrumusețare. De aceea folosim produse profesionale pentru rezultate garantate. Salon Nina Alex, la intrarea pe strada 14 octombrie, numărul 25B, pe partea stângă. Vizitează-ne și îți promitem că vei fi admirată. Am plasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești, la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Avem o țară cu peisaje mirifice, spectaculoase, locuri de poveste și frumuseți nealterate de vreme. Dar câți dintre noi știm să respectăm acest minunat colț de rai? Tot ce aruncăm nu dispare pur și simplu. Poluează solul, apele și are efecte negative asupra sănătății. Noi toți suntem vinovați de distrugerea mediului înconjurător. Și tot noi avem la îndemână soluția. Exemplul personal îi poate determina și pe cei din jur să protejeze mediul în care trăim. Grija pentru mediu începe cu noi. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada termocentralei numărul 39, în zona fostului CET. Se asigură servici și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Proficuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafe-baruri și catering. Într-un paradis natural, popasul Jaleșul te așteaptă în atmosfera de bazma satului gorjenesc. În Arcan, pe malul Jaleșului, popasul nostru este locul ideal pentru relaxare și distracție, unde să vii cu familia și prietenii. La noi găsești mâncarea tradițională românească. Gustul și aromele învietoare sunt completate de un ambient rustic. La popasul Jaleșul găsești cazare cu numai 50 de lei pe cameră. Pentru că vrem să-ți oferim un sejur de neuitat, piscina și terenul de fotbal completează cadrul perfect pentru petrecerea timpului tău liber.
Am revenit cu ultima parte a emisiunii noastre. Stăm de vorbă în această seară cu domnul Ion Ciocea și Gheorghe Pecingină. Vorbim despre cum se votează, cum se modifică, unde se aleg, de fapt, viitorii parlamentari. Ne întrebăm și noi, la un moment dat, cineva venea cu teoria că, de fapt, alegerile sunt doar un exercițiu formal, pentru că viitorii deputați și senatori deja se cunosc în mare parte, 90% se știu cei care vor intra în Parlament, pentru că așa se fac între partide calculele, așa e în tenis, spune un mare actor. Iată și o declarație a lui Laurențiu Cerulo, locul 4 la Camera Deputaților. Am terminat cu Parlamentul și are și o observație legată de situația a doi dintre candidații, Ion Călinoiu și Ion Ciocea, care au probleme cu ani și cu toate acestea sunt pe locuri eligibile. Spune în continuare Laurențiu Ciurel, de pe locul 4, nu-mi fac iluzii, nu spun că schimb partidul, deși nu se impune observația aceasta. Auziți? Dacă nu schimbă partidul. Ciurel, acum ce se întâmplă cu Laurențiu Ciurel? Supărat pe deseagă. Adică a început în forță? Eu nu cred că ar trebui să fie ultima persoană care ar trebui să reproșeze anumite lucruri. Și mă opresc aici. Dumneavoastră sunteți unul dintre cei contestă. Dacă Gigi s-a oprit, eu acum vorbesc. Mi-e pare rău că... Spuneți, e supărat domnul Ciurel. Dar îmi pare rău că nu o să-și poartă grijă dumnealui, îmi poartă grijă mea. Vreau să-i transmit că... Să-i transmit că deja cu AGA, în societăți, deja este la promulgație, este la președinte. La domnul Călinoiu este o altă speță. Da, nu știu, nu discut problema domnului Călinoiu, discut problema mea, pentru că deja azi am citit legea în forma în care este. Ai voie să faci parte din societăți, nu mai este acum cu asociații de dezvoltare intercomunitară. Unde cum am fost, vreau să-i mai transmit, dacă nu știe, să-i aduc aminte, dacă îmi duce grijă mea, că primarul la Roșia de Amaradia a fost în aceeași asociație de dezvoltare cu Nesalubii, Stârgu Cărbunești și după aceea în acea societate, care a câștigat săptămâna, a admis în alta curte de casație. Așa că eu vreau să-i transmit că să nu ducă grijă, mai bine să stea liniștit. Până la urmă ce se întâmplă, ce se întâmplă. Este problema mea și cred că mai bine dânsul s-a preocupat problemele de familie, problemele dumnealui. Da. Este deja înlocuit de pe listă domnul Ciurel? Da, a pierdut și locul 4? Nu știu dacă, aveți informații? Nu știu dacă, așa cum știți de mine, că eu nu mai sunt pe locul 2, dacă aș avea informația păi, precisă, acum să discutăm de toată acum, lumea. Aici, în direct, și dacă aș ști și de domnul Ciurel, poate m-aș abține, știți? Domnul Călinoiu își merită locul pe listă la da, Senat? Eu spun da. În ciuda problemelor penale pe care le-a... N-a fost ales, a fost numit. Deci atenție, am spus-o... Și domnul Ponta. Niciodată, deci am pus-o trâca, după ce am făcut alegerile astea cu Noi, cel noi democrat. Să nu mai comentez de... Dar aici am spus, democratici în afară de domnul Călinoiu și Ponta. Aici am spus la o provocare la domnul Ciurel, pentru că nu știu dacă dumnealui trebuia mai mult credeam... E o declarație din presa locală. Da, nu e, mă rog, păi, până la urmă știi cum e. Nu e adresată în această emisiune. E dată la un post de radio. Nu se poate, da, mă rog. Eu am spus-o și vreau să merg în continuare pe, dacă aș fi parlamentar, ce aș face? De ce? Domnule, niciodată că am auzit și mă repet cu acei mai bine spuneți care... ce n-ați face, că e mai interesant așa. Nu, eu vreau să v-ați face o lege pentru vânători? Eu vreau să, atenție, vă spun pentru... și cu acea lege, da, am și acolo. Aș face și pentru acesta. Ziceți ce faceți dar pentru face, păduri. Uite, ia că te uitați, cooperativa, am vrut să facem o cooperativă agricolă aceea cu spaniolii. Știți că a durat un an. De ce? Datorită legislației care, știți ce, nici nu știm, dar nici nu vrem să citim și să ne luăm și noi după alte state care, până la urmă, din Uniunea Europeană, care au legea asta. Vă spun că a fost o nebunie. Nici atâta lucru, cel puțin să luăm o lege, de exemplu, legea Spania, cooperativă, că este o lege, acolo sunt N cooperative, cooperative de gradul 1, de gradul 2. Doamne, să o luăm, să o traducem, o citim și îi dăm o adaptăm la noi. Ia câtă, legea achizițiilor. Ce problemă avem și ce se întâmplă? Ai bani, stăm cu bani și nu poți să-i cheltui. Pentru că această lege este a zis că a modificat-o, dar a făcut-o mult mai rău de interpretat pentru... Că, până la urmă, ce se întâmplă? Că vorbim de interpretare. La primării nu găsești oameni. Oamenii cum îi pregătești și ajunge unul bun pe achiziții, pleacă la societate, nu-ți plătiți. Sunt legi care, am spus-o, de exemplu, haideți să, uitați-vă, ce dureros e când vorbim de învățământ, când vorbim de sănătate, cu PIB-ul. Eram acum la o conferință la Poiana Brașov, pe conferință la OMV District Gas, sau și Gaz, nu știu cum zic acum.
Și domnule, discutau și, de, și pe ea pe interesat și spunea, domnule, deci procentul alocat la învățământ este de 10 ori mai mic ca cel din Bulgaria, de 100 de ori mai mic decât cel din Germania. Ia gădă, astea sunt lucruri, oare nu putem aici să venim cu, să dăm o lege, să gândim, să facem ceva pentru oameni? V-am spus tot în învățământ, aceea cu, vin acum ne judecăm, e în procesul, să vedeți ce o să fie, nu numai în Gorj. Deja s-au judecat la nivel național, să spui, când faci localitatea o numești și stai și comună. Eu am două candidații care m-au dat în judecată. De ce? Că e greu să iei articolul ăla. Ei, eu dacă voi ajunge, voi fi lângă primar, sau ia cât aici, cum vorbeam, ia cât l-a văzut pe colegul meu de platou, dacă s-a implicat în economia, în CEO ăsta. Deci, cunoaște, dar eu nu-i de voie să fiu parlamentar să știu eu toate astea. Le pot afla de la oameni, de la specialiști pe care îi pune, de-aia avem manager, de-aia avem. Deci nu e așa cum zice unul. Păi ce să facă ciocea în parlament că nu știe limba franceză? Ce să facă ciocea în parlament că nu știe nimic de economie? Mai pardon și scuze, când vrei să faci, faci. Când vrei să te bați pentru om, te bați și te lupți. Da, asta problema este. Problema în parlament este cu limba română, stați liniștit, nu cu... Da, așa, vreau să-i pun... Haide să luăm și niște mesaje. Și îmi pare rău că nu mai este, eu era o colegă, dar asta, de fapt, am înțeles că nu mai. Și dumneavoastră spunea problema asta. Păi eu nu mă duc la europarlamentare, dumneavoastră, nu sunt europarlamentar. Poate cumva să-mi zică de limba română, că nu sunt un cadru didactic și poate nu am accentul, nu, eu știu, o mai fi și în cuvântul meu și asta nu mă estim atât de bine. Pentru că asta este, nu tot ne-am făcut profesor, cadru didactic și așa mai departe. Avem nevoie de domnul Ciocea în Parlamentul României pentru că ce a făcut el în Comuna Bustuchin a fost respectat și votat. Dacă nu se va respecta lista PSD de la județ, se vor pierde multe voturi, ne transmite un telespectator. De asemenea, domnul Ciocea, mesaje de apreciere în general. Domnul Ciocea e cel mai bun reprezentant al primarilor din țară. Îl felicit și sper să nu fie schimbat de pe locul 2 pentru că merită acest loc, ne transmite un alt cetățean. Am trecut prin Bustuchin fiind taximetrist și mi-a plăcut cum arată comuna. Am întrebat o bătrână cine e primar și nu mi-a spus, dar a zis că dacă ar vota și vacile l-ar vota primar, deci nu i-a spus, dar și vacile ar vota. Vă rog să ne spuneți ce proiect a promovat în Parlament domnul Weber în 4 ani de mandat. Vă mulțumesc, domnul Weber. Păi de unde să spunem că trebuie să răspundă. Se poate intra pe Camera Deputaților pe site și aflăm, avem toată activitatea. Cu autor, ca tot grupul. Deci, da, toată lumea a vorbit și toată lumea a semnat. Da, acum tot am ajuns la chestia asta și să vă spun și eu un lucru. Am fost cu domnul Weber în campanie și am promis ceva la Seciuri. Și după campanie, la ceva timp, m-am dus și i-am reamintit. Da, i-am reamintit. Dom'le, am promis ceva. Și m-am primit un răspuns halucinant. Băi, Gigi, nu știi tu cum e în Parlament, cum stau treburile, cum... Deci am rămas siderat, adică, dintr-o dată, păi da, nu mai face promisiuni atunci. Și asta e pentru toți parlamentarii. Bună seara, vă felicităm pentru emisiune și toată stima domnului primar. Aveți fanii pe recepție, cum se zice. În sfârșit, un primar pentru un om pentru Gorjeni, spune altcineva. Bună seara, sunt cetățean al Comunei Bustuchin și chiar dacă nu-mi surâde plecarea domnului primar, consider că este singurul membru PSD în care cetățenii din Gorj mai au încredere. Este șansa noastră, sună și telefoanele. Am un mesaj mai lung. Oamenii care fac ceva pentru semenii lor nu au loc pe liste. Ce naște Iliescu, comunism respiră. Asta e tristul adevăr. Cum să nu ne mai... să mai dea Gorjul înainte când pui pe listă șeful păcănelelor. Nu avem nicio speranță. Am distrus tot, aveam ciment, cărămidă, lemn, cauciuc, bere, țigări, lapte, pâine, gaze, petrol și cărbune. Niciun investitor n-a venit în 26 de ani fără să facă producție, să ne dea de muncă, supermarketuri, mall, stadion, canalizări și apă. Asta ne-au oferit politicienii. O să devenim o enclavă de asistat social, șomer și pensionari. E plin județul de case de pariuri și de săl de jocuri. Poate de aceea punem oamenii bine pregătiți pe acest domeniu pe liste la parlamentare. Ăsta este viitorul Gorjului. Iată, cineva a făcut o sinteză a ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Spun colegii că mai avem un telefon, dacă este așa, să îi spunem bună seara telespectatorului nostru. Bună seara, același coleg sunt al Ciocea. Vreau să vă zic că la alegerile precedente a venit domnul Dan Vulceanu și a ținut aici în Săcelul o ședință și era bătălia cu domnul Weber
Și pe mine m-a luat prin surprindere, m-a chemat acolo și m-a întrebat, dumneata, cu cine ai votat, domnule? Eu cu ce orice aș vota, domnule? Păi cine nu candidează? Păi foarte rău că nu candidează. Și de atunci a prins foarte mare ciudă domnul Dan Vâlcean pe mine. Stați liniștit, nu are probleme de genul ăsta, Vâlcean, stați liniștit. Na, da, bineînțeles că nu. Da, oricum. Bine, Ioane, mai îți dau și eu un sfat, mai lasă-și tu vânătoarea aia. Că mai avem... Corect, că mai avem și noi nevoie de faună în județul acesta. Da, exact. Nu, n-ați înțeles. Tu acolo m-am băgat așa cu capul, cum să spunem, laț. Pentru că nu-mi plăceau cum lucrurile se mișcau acolo. Adică acei oameni care plăteau nu erau băgați în seamă, nu li se dea autorizații și lor sâmbătă, duminică, pentru că ei plăteau, erau normal să fie respectați. Și ăsta a fost pasul pe care l-am făcut să candidez și de acolo am intrat cu domnul Weber în... Pentru că dumnealui îl ținea pe domnul Șerban, era susținea că era prietenul dumnealui, erau... Mă rog, asta nu e deranjabil, deranjabil a fost... Că după ce am câștigat, a spus că s-a băgat politicul. Dar oare nu mai cine l-a pus pe liste, nu politicul. Da. Problema e că de acum o să ocup mai mult de... Sigur, Costică. Sigur. Noastre ale gorjenilor. Sigur, mai știi că sunt un luptător și întotdeauna îmi fac datoria. Pentru că știe, așa m-am toată născut. Lumea și ne bucurăm că o să ne reprezinți. Sperăm din tot sufletul. Da, Dumnezeu, să fie bine, să fim sănătoși și să fim. O seară frumoasă să aveți în continuare. Iată, oamenii sunt alături de dumneavoastră, încearcă să afle dacă până la urmă veți reuși să rămâneți pe locul al doilea în cursa aceasta pentru alegerile parlamentare. Ce se întâmplă cu lupii tineri? Sunt și ei cu semnul întrebării? Locul 2 la Senat, domnul Claudiu Manta, locul 3 după dumneavoastră, domnul Văcaru, fostul prefect. Da, eu ce pot să vă spun? Eu am tot respectul și toată stima. Acum, știți cum este într-un partid? Sunt și lup tineri și lup bătrân și... Până la urmă... Lup care au îmbătrânit tineri. Auziți, și-au câștigat locul. Că au îmbătrânit tineri și-au câștigat locul. Deci, eu ce să spun de domnul Văcaru? V-am spus-o clar, și că am felicitat primarii, că să știu, deja ei știe, da. Să văd. Încearcă, băi, nu e nicio rușine, nu este, pentru că așa e într-o competiție, încă o dată repet. Cel care nu știe și nu acceptă înfrângerea, nu are ce căuta, nici în politică și nici în o funcție de... Și de asta vă spun, e păcat, acum n-am nici ca și cu domnul Văcaru. Că, până la urmă, acum ai duc grijă domnul Văcaru, să spun, dar mi-e colegul meu și e omul care m-a invitat într-un doi. Am fost... Și mă bucur că până la urmă a fost la 41 la 48, pentru că după aceea ne-am distanțat 51 la 40. Erau, s-a văzut vot. Lobby-ul acolo. E firesc, da. Asta este într-o competiție, ca și la alegeri. Eu mă duc cu Gigi. Acum, noi nu mai suntem, când ne-am dus la Seciu, ne-am dus împreună. De. Acum Gigi este pe baricare cealaltă, trebuie să stai aici, dar noi facem fiecare, facem campania cum ne pricepem și cum știm să o facem. Și câștigă cel care convinge, nu? Corect. Acum, lumea nu te știe ca și parlamentar, cum noi, pe noi ne știa primarul. L-am luat pe domnul Weber, da? Ei, el credea în cine? În Ciocea, credea în primarul, iacătă, care a sunat la Stivilești. Pentru că spunea, da, domnule, aveți încredere, domnule, dacă te știu pe mata, așa fac. E, uite, acum avem momentul când și eu, și nu știu de ce atâta supărare pe cei care, cum e Weber, cum e domnul Ciurel, cum sunt alții, că am văzut acel mesaj, de ce oare ei, în loc să strângă mâna, în loc să te felicite. Domnule, a fost o luptă dreaptă, cum se spune, până la urmă, că lobby-ul sau cum ți-ai făcut campania a contat, nu știu dacă aici e o problemă. Bine, linia dintre lobby și trafic de influență este destul de fină. Domnul, mulți campania nu ți-o faci într-o lună atunci când e sau într-o zi. Ți-o faci, toată activitatea ta spune cum te manifesti, cum te comporți și asta spune foarte mult, de-a lungul activității tale politice sau în altă funcție în care apropo de și atunci nu mai ține care... minte. Și când ajungi într-o postură în asta, fii ales de a fi votat și într-o competiție internă și într-o competiție electorală, te votează în consecință. Deci campania nu contează atunci câteva zile, că nu-i cum reușești, mai rar cum reușești să convingi în câteva zile pe unii despre caracterul tău, despre ceea ce poți mai să faci. Mai ține de carismă la un moment dat. Ține și de carismă, de o modul de a comportare, de a socializa o combinație de factori adică care sumați poți să fii, în vot. Nu știu, să ai o funcție și totuși să știi de unde ai plecat și să te socializezi cu oamenii respectiv. Nu când ajungi în funcție, nu-i bagi în seama și după aia când ai nevoie de ei, te duci mai și de grup. Te duci, după aia te duci și le cer votul, că oamenii ăia vor ține minte lucrurile astea. Privații taxează, nu e... Sigur. Eu vreau să vă spun că vine câte un bătrân sau bătrânioară de zici,
Că trebuie săraci când simt necăziți, vin la muncă, dar când îl pui pe scaun și l-asculți, știți cum, știți ăla e un vot luat, nu? Sau cum? Nu e vot luat. Dar când l-a spus, să gândește bine, gândește și cum gândește. Asta ce spunea Gigi. Omul, nu îl păcălește. A, că el votează, că zice, domnul primar, domnul a fost pentru mine. Vreau să vă spun că am avut zilele astea două, trei pentrinici care veni la mine și plângeau. De ce? Am auzit că plecați. Stai, că zic, nu e o problemă asta. Stai, că mă schimbă ei. De ce în altă țară? Ia că de face, până de fapt, îmi plac la acești bătrâni care... Da, bine, acum dumneavoastră spunea de Lovi și micuțul apropiatul trafic de influență. Domnule, haideți să vă spun, eu sunt... Apropo, e nevoie de o lege și în domeniul, da, de o reglementare. Da, da, absolut nevoie, da, pentru eu că... sunt de 20 de ani în administrație. Domnule, vreau două instituții... Orice telefon de ai, da. Europene, da. Da, vreau două... Domnule, vreau două instituții de fonduri. Luăm fostul Sapar, care e afir acum, și porul une este regiunea Sud-Vestotenia, da? Domnule, când puneai mâna pe un telefon și avea că ghidul era stufoase, ghidul era făcut încât nu prea le înțelegeai bine și era în loc de... Și domnule, te duceai și puneai mâna pe telefon, domnule, eu vreau o explicație. Pentru că, până la urmă, de aia s-au făcut și aceste birou, de asta atâția salariați. Să ne dea o consultație, să putem să luăm banii. Nu! No. Ei erau... Băi, frate, ce trafic de influență? Trafic e când ți-o-și băga banii în buzunar și când în vecere tu bani să ți-i bagi în buzunar. Nu e trafic de influență când dai o informație ca să facă un proiect să fie eligibil sau să poți să luăm banii europeni. Interpretau că vă favorizau pe dumneavoastră. De ce să te favorizeze? Păi care, pe la urmă, care e rolul ăla acolo? Exact. Pentru ce mai este să mă ajute să pot să-mi pun un proiect că nu face, nu l-ajuta să facă o ilegalitate sau îl trecea peste râd? Sau, auziți, puneți-mi la un telefon și ia câte, uite, eu vă dau astăzi. Știți dumneavoastră, știți că s-a dat o lege acum 50 și o ordonanță și modică o lege aceea cu marcatul și cu paza și știți câtă lume a rămas fără lemne anul ăsta? Le plângi de mii la țară. La dumneavoastră nu știți că sunteți aceștia, dar la țară omul, lemnul de foc pentru ei e o problemă. Nu l-a marcat până acum, a așteptat această lege, într-adevăr că trebuia dată, că știți ce s-a făcut în păduri și s-a furat. Dar lovește tot în amărâtul ăsta, care trebuie să ia 2 metri cub. Intră cu 20, deja această lege intră. Și îi cere omului acum, dacă sunt, deci, ca să știți, sunt foarte multe titluri, sunt date pe moștenitori. Acum trebuie să meargă la notar, că succesia nu poți să o dezbată, pentru că știți bine ce este în comunități. Legile proprietății e o problemă. Eu sunt unul fericit care într-o lună voi avea carte funciară pentru toți, că nu toți, că mai sunt și care sunt în scandal. Da, suntem la ultimele hotărâri care s-au dat, acum oamenii au la dispoziție să le atace în 15 zile ce a dat cadastru și după aceea se încheie proiectul, face procesul verbal și încheiat. Vor rămâne oameni fără lemne. Eu vă spun că astăzi am încheiat toți consilierii și a rugat să o ia prin sat să încercăm să luăm din teren, zice, loc izolat, că din teren oamenii unei nu este în silvic. Să putem să le marcăm pentru că acești oameni nu se gândesc la ei. Nu, ei au spus, domnule, avem controle și au așteptat să intre legea. Și acum acești oameni vor sta fără... Da, dumne, dai o lege, dai ca să nu se taie, să nu se distrugă. Avem nevoie de pădure, avem nevoie, știm cu toții. Ei, dar lovesc tot în amărât, în cel care îi trebuie 3 metri cub de lemn de 4 și le și plătește. E și pădurea lui și le mai și plătește. Da, asta e țara, asta e România, ce-ți face? Vedeți? Asta sunt legile pe care eu vreau să le modific dacă ajung parlamentar. Să vin și să... Când dăm alte legi noi, să le dăm nume, să nu fie stufoase, să fie... Ia câte luăm clare, codurile. Precise. Luăm, păi, ia câte legea finanțelor. Câte avem ordonanțe și astea? Fă, domnule, un cos și le faci și vii cu totul. Ia câte... Uitați-vă dumneavoastră, primarul. Domnule, primarul, când a ajuns primar, el din noi ar trăiși pe consilier, el să zică, pe ăsta le-au pe Gigi. De ce? Pentru că eu cu el lucrez să fac lucruri bune. Nu să chiar stau. Dacă nu să stau, nu contează unde. Viceprimarul, ca să pot să lucrez. Să pot să lucrez, nu să stau. Eu am avut o situație mai fericită. Că am avut 11 din 13, am avut 10 din 13, am avut 12 din 13. Am înțeles că s-a și discutat. Am discutat și asta, Asociația Comunelor. Și asta sunt. De ce să nu fie așa? Și atunci se va lucra. Pentru că nu mai stau la scandal. Știu că a fost 7-6, consilier, vă dați seama. Și acolo, când trebuie să iei cu două treimi, după aia aștept. Ajuns să faci compromisuri. Ei, ăștia sunt, asta trebuie să facă un parlamentar, nu că nu știe, eu știu ce se întâmplă la ce. Acolo ei te duci la omul la care este conduce, la oameni de specialitate. Băi, ce probleme sunt? Și hai să le punem pe tapet. Da. Asta trebuie să facă un parlamentar, că i-au spus toți că își dau cu părerea.
Asta e că... Ce sigur că aflăm de la mulți candidați ce trebuie să facă și ce poate să facă un parlamentar până în ziua alegerilor. Ei, după eu vreau, ziua alegerilor, eu, ce eu facem? Vreau să vă spun acum cum și îi trage la răspundere? Vă spun eu. Pregătiți o lege și pentru trage la răspundere funcționarilor statului? Dar trebuie și trebuie facem, de și pentru primar, de exemplu. De ce să... Eu semnez. Știți cum este eu în Spania? Eu cu judecători. Știți cum este? Cel care produce actul ăsta... Eu vin și îl semnez ca să-ți facă efect juridic. Da, dar, că tu ești de mers, și eu sunt, dar tu ești mai... Tu praci și practici, că am spus că mă întreb, ceea ce n-ați fac să merg la doctorat, știi? La ce trebuie? M-am făcut și un drept că mergeam în Spania, mergeam în Franța, mergeam în state, unde mergeam, fiecare se prezenta. Sunt licențiat în drept. Și atunci trebuie să mă să fac și o facultate. Dacă mi-a zis cineva să mă să merg să fac doctorat, băi, nu mă duc, e prea mult pentru mine. Trebuie să și operez, nu după ce fac doctorat. Băi, veniți doctor. Asta și nu ți-e rușine că nu știi să faci operații, pentru că tu mergi, dar ne-am ajutat foarte sigur, mult. Sigur, râdem, glumim, dar unii unii nici nu și-au citit tezele de doctorat pe care le-au semnat. Și asta vă spuneam, că se pot face multe lucruri, dacă vrei. Dacă nu vrei, cum am dat asta de legea. Directorul n-a putut să rezolve acel părinte al fetiței, care era disperat. A venit la mine și a chemat directorul. Păi directorul e ocupat să afle dacă măgarul are potcoave sau foamă. Băi, da, a zis până se luminează... Sau pantoful cu talpa și... Am auzit și eu că mi-au spus câteva, mi-au fost plecat săptămâna trecută. Am fost, v-am spus, invitat la o conferință. E bine, acum știți cum este și aici, că de asta legile sunt bune sau România o duce bine. Depinde și cine merge acolo când face o strategie energetică. Acum știți că în anul 2017... O așteptăm de vinerea trecută, da, strategie energetică. Așa. Eu am văzut o pagină și nu sunt încântat. Ei, așa. Și gândiți-vă, tot în joapă în stație, când știți că atunci când se întâmplă în Uniunea Europeană, ar trebui să închidem și ochii. Ei, acum, dacă și acum o să închidem ochii și nu mai avea oameni specialiști ca să lupte pentru țara lui, tot așa va fi și va fi pentru ați adus noi. Vorba aia trebuie să închizi ochii și... Apropo de închiderea ochilor, astăzi am văzut un document din Monitorul Oficial publicat în 2003, decorarea unui cetățean austriac care este de frișările. Care este implicat în momentul acesta de raderea pădurilor de României. A fost decorat de președintele României de la acea vreme, Ion Iliescu. Ne întrebăm până la urmă unde se împarte dreptatea și unde se fac jocurile pentru interesul public despre care vorbeam la începutul acestei emisiuni. Până la urmă, cine luptă pentru cetățenii și politicienii? Oare știu la un moment dat când trebuie să se oprească și să se întrebe din acest moment trebuie să fac un pas în spate sau mă retrag, nu pot să... Sau când e vorba nu de pot interes să național... trec peste interesul cetățeanului. Să facă un pas în sigur, față. Sigur, sintagma asta cu interes național s-a cam perimat. Da, datorită personajului care a folosit toate de aproape tăvălită atunci când a făcut compromisurile politice pe care le-a făcut, da. Totuși, eu cred că ar trebui să nu o luăm în derâdere și să mai fim atenți și la interesul național. Pentru că se impune și sunt, uitați-vă la Polonia, pentru mine e un exemplu. Cum știe, se bate pentru fiecare bucățică și s-a bătut de la început. Tratat pentru negocierea de Polonia, de care are... Și cu fonduri europene. Ei au știut să se lupte, domne. Da. La ei, să mă scuze, Gigi, puțin. La ei nu trebuie să... a făcut unul, eu știu, a furat niște bani și măsura respectivă, gata, o suspendăm. La ei a luat toți banii și după aia ei pe toți care au furat și leagă. Da. La noi a făcut Ciocea un proiect, a furat și măsura asta a stopat-o și banii i-am pierdut. Nu. La ei, știi bine, da? Hei, astea sunt oamenii care sunt... Știu să negocieze, știu să negocieze. Apropo de știu să negocieze, n-am înțeles niciodată de ce Ministerul Energiei iese prin un secretar de stat și critică o lege care susține activitatea unei companii strategice pentru sistemul energetic național. Aici aș putea da pentru că o și cunosc pe domnul. În contextul în care Polonia produce 90%, 80% din energie din cărbune, din lignit, Cehia investește în lignit, Germania are termocentrale pe cărbune, numai României se spune să închidă termocentrale pe cărbune pentru că poluează. Poluează doar România, ceilalți aici nu trebuie poluează. Să fim atenți și de ce era, e bine să facem și că suntem legi. Ca să revenim la discuția despre interesul național. Deci, în aceste momente se pune problema. A tras atenția că s-ar putea,
să fie o procedură de infringement. Încă n-am văzut procedura. Doar pentru România sunt procedurile. Pentru Polonia nu sunt, pentru Cehia nu. Dacă vin, aduc eu CV-ul lui doamna să vezi, să vezi de unde vine, ce a lucrat, în ce departament a condus. Îi place aerul curat, nu? Să înțeleg. Am și reproșat lucrul ăsta. Doamne, atunci când a venit aici la CEO, când eram în greva foamei și mai mulți aveam... Suntem chiar la finalul acestei emisiuni, mai avem mai puțin de un minut, mai luăm două. Național, nu ești un care să țin cu românii, da? Mă rog, nu știu din ce companie vii, nu știu de unde și ai făcut, dar tu fii cu toată economia. Nu mai acolo de unde vii tu să fii, ala să reziste, ala să rămână în picioare. Dar chiar tot ministerul să tragă cu regenerabilele, asta chiar e o performanță. Felicitări pentru emisiune, domnule Măruță, domnule Ciocea, vă urăm succes la alegeri și să nu ne uitați ca alții, iată, apropo de răspundere și ultimul mesaj, îi asigură de respectul meu pe cei doi invitați, doi oameni cu personalitate și caracter frumos. Sper că domnul Ciocea, când va primi confirmarea că a fost exclus de pe listă, să ia decizia corectă și să se retragă din PSD pentru, mă rog, sunt niște epitete cred aici. Că se, dacă se va întâmpla lucrul ăsta, pentru că Ion Călinariu și Cârciumaru nu merită să beneficieze de un vector de imagine precum Ion Ciocea, semnează Robert Bugă. Semnează Robert Bugă. Este și mesajul pe care l-a pomenit și domnul Pecingine. Iată, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această seară la emisiunea aceasta care se dorește o dezbatere în folosul cetățenilor și al gorjenilor în aflarea interesului general care este pentru ce luptăm noi, pentru ce luptă politicienii. Dacă sunt mai multe agende sau e una singură, rămâneți în continuare cu Tele3 să aveți parte de o seară plăcută, numai bine!